dragii mei, vă așteptam. Să vă introduc în lumea bună. Bună seara. Ce mai faceți? Te treburile curente. O țigară? Mulțumesc. Bună seara. Ce mai faceți? Te treburile curente. O țigară? Mulțumesc. Mâine merg la vânătoare. Ce-ar fi să veniți la noi la masă? Sper că nu v-ar crea neplăcere. Nici vorba. Suntem doar o țară neutră. Vin cu cea mai mare plăcere. Atunci pe mâine. Pe mâine. Atunci pe mâine. Pe mâine. Sus, băieți. Atunci pe mâine. Pe mâine. Sus, băieți. Și eu, dacă aș fi fost jurat, l-aș fi achitat. Cu ce drept să ucizi o femeie care nu te mai iubește? N-ai decât să te desparți de ea. Dragostea nu o poți impune. Sunt de aceea, băieți. O cunoaște că v-a luat din dragă. Ca poștii. Ca poștii. Nicolau! Domnul Luca m-a vădit să cutești necesar ca fiecare membru al familiei, cu dreptul de moștenire, să accepte condițiile preliminare aflate în aceste plicuri. Orghidane! Orghidane! Orghidan. Orghidan Petre. Da. Orghidan. Orghidan Petre. Da. Dumneata ești acela care face în sperie pe toată lumea cu articole din Socialistul. Te credeam de 2 metri. Chiar am, chiar am. Dacă doamna ar fi de acord... Femeia înșală numai pe cei care putește. Pe ceilalți îi părăsește sfârșit. Femeile se acomodează mult mai ușor. Instinct. Să știi că tot instinctul face pe figuraică să sfârșie pe dresor. Dacă e imprudentul să tăia la mână. Crezi că moștenirea a trezit în ea pornind noi? Noi? Sunt porniri ce dormitează latent în toate femeile. Femeia înșală numai pe cel pe care îl iubește. Pe ceilalți îi părăsește pur și simplu. Nu văd nicio consolare. Atâta luciditate e insuportabilă. Luciditate e insuportabilă. E insuportabilă.